Bună dimineața! Da, bună dimineața! Noi astăzi mergem la doctor, că pe Darius se doare burtica. Când mănânc ceva, cum ar fi când am mâncat un sandwich ieri, am început să mă doară burtica. Și când beau ceva, suc, nu începe să mă doară. E bine, nu știu, că încă n-am băut suc. Noi suntem în stație, imediat vine și tramvaiul. Am terminat la doctor și acum mergem acasă. Am ajuns acasă și acum pregătesc prânzul. Un pic sau cam fiert prea tare macaroanele, pentru că nu am folosit niciodată Dinkelwollenkorn noodle și nu știam exact cum se fierb. Dar este delicioasă mâncarea. E că m-a adormit. Eu am câteva haine de împachetat, dar să o mut pe ea împătuți mai întâi. Am uitat să vă spun, azi dimineața am fost cu Darius la doctor, doamna doctor l-a consultat, nu a primit niciun tratament, a primit două fișe
Pe una scrie ce are voie să mănânce și ce nu. Iar cea de-a doua fișă este un protocol în care Darius trebuie să scrie când îl doare burtica, când îi trece durerea de burtică, de câte ori merge la toaletă și așa mai departe. N-a scris astăzi în protocol, Darius? Da. Eu acum trebuie să termin hainele de împachetat. Vreau să mai pun o mașină de haine la spălat, după care trebuie să pregătesc cina împreună cu... eu. Abonați-vă la canalul meu, Darius Singh. Câți abonați ai? 133 și am 156 de videouri. Bravo. Mai multe dintre ele sunt shorturi. Ziceai că mă ajut să pregătesc cina, nu? Uh-huh. Și ce facem de mâncare? Am o idee super. Pireu, broccoli și carne, la fel ca carne de la șaormă. Da. Ok, bun. S-a trezit prințesica. Prințesica mea, ce faci? Ce? Cum ai dormit? Ce haină? Ce? Ce mamă. Mamă, da. Și ți-i dor de papa? Oh. Mă pun... balon? Papa! Papa, îți faci tu papa balone de seară, da? Când vine acasă. Hm? Papa, nu, papa, nu, au baboane, da. Papa! Papa? Papa face baloane? Da! Vai, ce bună e prăjitura! Da! Darius taie carnea. Darius, nu știi tu să tai carne sau nu taie cuțitul? Nu taie cuțitul. Ba da. Cuțitul taie. Nu, hai că celălalt îl taie, mai bine? Gata. Tai pieptul de pui, după care îl condimentez cu sare, piper, oregano, rosmarin și îl pun în tigaia grill la prăjit. Le las la foc mare pentru că dacă sunt făcute la foc mare, rămân suculente. Bucățile de carne de pui.
În trecut am încercat să le gătesc la foc mic, dar se prea usucă și nu-mi plac. Aici pregătesc un piure de cartofi. Nam nam. Nam nam. Nam nam. Asta mâncăm noi la cină. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu mare drag în filmulețul următor. Pe curând! Bye, bye!